Deputatul democrat liberal a constatat că în Programul Național de Convergență 2013-2016 nu există nicio țintă a integrării în zona monetară europeană. Programul Național de Convergență 2013-2016, elaborat de Guvernul României și făcut public zilele trecute, conține prognoze extrem de pesimiste din perspectiva creșterii economice pentru următorii ani și nu conține, spre deosebire de programele de convergență anterioare, nicio țintă în privința participării României la mecanismul ratelor de schimb, la estimarea duratei acestei perioade de adaptare și de asimilare a parităților fixe și nici o țintă a integrării efective în zona monetară europeană. Având în vedere faptul că programul de convergență este documentul de bază al integrării României în Uniunea Monetară, l-am rugat pe primul ministru să precizeze dacă guvernul pe care îl conduce a abandonat indefinit obiectivul aderării României la moneda unică europeană. De asemenea, l-am întrebat dacă, înainte de a gira un astfel de document cu puternice reverberații la nivel extern și al mediului de afaceri din țară, a evaluat consecințele economice pe care le produce abandonarea adoptării monedei unice europene. Având în vedere importanța acestui subiect pentru economia României și pentru toți cetățenii români, i-am solicitat premierului atât răspuns scris cât și verbal, a declarat Ioan Bălan.